Toaleta urechii reprezintă o procedură de curățire a urechii externe, cuprinzând pavilionul, de cele mai multe ori acest scop este estetic, precum și cel al conductului auditiv extern, aici fiind cu dublu rol, funcțional și terapeutic. Dacă pentru terapeutic de obicei se folosesc soluții indicate de către medicul specialist pentru tratarea diverselor afecțiuni otice, pentru cel funcțional de obicei este legat de înlăturarea diverselor corpi străini. Cel mai des întâlnit în cazul conductului auditiv extern este legat, reprezintă dublul de ceară. Sunt foarte des întrebat în cabinetul de specialitate cum se face toaleta corespunzătoare a urechii. Nu recomand folosirea bețișoarelor igienice, deoarece ele sunt foarte dure și pot duce la leziuni ale conductului auditiv extern, leziuni ale membranei timpanice. De cele mai multe ori am observat leziuni cu caracter congestiv, chiar cu perforațiile membranei timpanice. Nu recomand de asemenea folosirea manevrelor de spălare auriculară, deoarece iarăși se poate leza atât conductul cât mai ales membrana timpanică. În multe din situații de genul acesta se pot solda cu perforații și implicit cu manevre chirurgicale pentru refacerea membranei timpanice. Ceea ce recomand pentru toaleta auriculară este folosirea colțului de prosop uscat după fiecare baie, atât la copil cât și la adult. Nu recomand pentru sugari folosirea bețișoarelor cu opritor, deoarece sunt dure și de multe ori au o acțiune ca de înlăturare a firilor de păr, rămânând părul descoperit, cu posibilitatea de a determina diverse otite externe, în special cele furunculoase, care sunt extrem de dureroase. Iarăși recomand pentru sugar folosirea colțului de șervețel umed, când nu este după baie, iar când e după baie, colțul de șervețel uscat sau de prosop uscat. Sunt metode atraumatice. În condiția în care un pacient să știe cu dop de cerumen persistent, recomand să se vină în cabinetul de specialitate, unde sub control otomicroscopic, cu ajutorul unor pense speciale, un instrumentar special sau după caz aspirare, se poate face înlăturarea dopului de cerumen fără niciun fel de efort și în condiții de securitate atât pentru conductul auditiv extern cât și pentru membrana timpanică. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.